După cum vedeți, americanul acum se află într-o zonă perfectă. Am venit la acest dragon sculptat din lemn și după cum vedeți, acest dragon este destul de mare. Ia uitați-vă! Cât am muncit oamenii la acest trofeu și bineînțeles, americanul încearcă să ia acest trofeu acasă și bineînțeles, acest dragon este foarte imens. Și bineînțeles, dragonul perfect care americanul îl fotografiază și bineînțeles, este situat aici la Vincennes și bineînțeles, americanul a cerut să vă arate și vouă acest dragon care este sculptat din lemn. Ia uitați-l aici pe poziție. Dragonul Barossan. Și bineînțeles, acum mă aflu la acest lac. O să merg să închiriez și o barcă din această locație. Ia uitați-vă, sunt la un lac extrem de frumos și bineînțeles, americanul merge să închirieze o barcă pentru a vizita acest lăcuț. Ia uitați-vă ce peisaj are americanul în spate. Sunt pe zona Napoleon Bonaparte. Și după cum vedeți, americanul lasă dragonul în spate și merge în față. Ia uitați-vă ce zone frumoase avem aici, deci spectaculoase. Întotdeauna americanul se plimbă prin aceste locații excelente și bineînțeles, haide să vă arăt și lacul și acolo lacul mă așteaptă. Este plin de bărci, o să închiriez o barcă și am să mă dau cu barca până mâine dimineață. Ia uitați-vă cum bate vântul, bate vântul. Excelent, soare și bineînțeles am ajuns la lacul extrem. Ia uitați-vă, este un lac francez aici. Ia uitați-vă, lacul cu lebede și cu bărci 100% și bineînțeles lacul este extrem de perfect. Ia uitați-vă. Deci acum americanul are pe lac lebede. Ia uitați-vă. Super tare peisajul. Un peisaj artistic și bineînțeles brazii sunt extrem de frumoși. Ia uitați-vă. Deci super tare să vezi acest peisaj și bineînțeles să vizitezi aceste locații excelente. Și bineînțeles, americanul nu ezită să meargă pe această lee. Avem și bărcile acolo. O să ajungem la bărci și bineînțeles, o să vedem și prețul. Și bineînțeles, o să luăm o barcă și o să plimbăm pe acest lac. Lacul. Ia uitați-vă aici ce gardă a făcut oamenii. A făcut un gard aici de lemne. Adică un gard natural. Și după cum vedeți, lacul este destul de perfect. Și după cum vedeți, am ajuns la bărci. Ia uitați bărcile aici. O să închirieze americanul aceste bărci și o să meargă cu ele în lume. Ați văzut? Costă 12 euro să merg cu aceste bărci. 100% o să închirieze americanul. Acum americanul merge la Port John. Ia uitați-vă, lacul este aici și americanul merge în față. Și bineînțeles, americanul acum o să închirieze aceste bărci și o să merg cu ele pe lac. O să vedeți. Click. Am ajuns la Port Jonesy. Regard, acolo este poarta roșie. Și bineînțeles, americanul am ajuns la poarta roșie. Așa se numește poarta. Și bineînțeles, americanul o să facă alt videoclip cu bărcile. 100%, o să vedeți. Deci sunt în această locație și bineînțeles americanul se află în față la poarta roșie. Uitați poarta roșie aici. Forță cu poarta roșie.